La Hotniuc zice că oamenii își vor alege direct deputații. Însă nu zice că deputatul ales într-un raion nu va putea face nimic în Parlament de unul singur, fără a fi în echipă cu alți deputați. Un singur deputat înseamnă un singur vot. Ca să facă ceva pentru raionul Călăraș, de exemplu, va avea nevoie de încă cel puțin 50 de voturi ale deputaților care vor vrea aceleași fonduri pentru raionele lor. Fiecare va trage la turta sa. Cine va mări pensiile? Deputatul de Bălți sau cel de Hâncești?